și l-am auzit pe ministrul sănătății Nelu Tătaru cum se întreba dânsul de ce am ajuns noi ciumații Europei. În urma acestei declarații, deputatul umanist Steluța Cătăniciu i-a cerut demisia ministrului Nelu Tătaru. În legătură directă cu noi, doamna deputat Cătăniciu, doamna deputată, v-a jignit, vreți demisia, i-ați cerut demisia ministrului sănătății după această afirmație. Bună ziua, doamna Dumitrache. V-am auzit înainte că așteptați concluzii din partea domnului ministru astăzi, fiind prezent dânsul la DSP București. Eu vă spun că după declarația dânsului de ieri nu mai aștept altceva decât demisia dânsului. Pentru că dânsul a făcut o declarație șocantă ieri, care pe bună dreptate a stârnit îngrijorare, chiar panică, cred eu, în rândul populației. Nu s-a întrebat, eu n-am înțeles că s-a întrebat, eu l-am auzit pe domnul ministru anunțându-ne că am devenit ciuma Europei. Doamna Dumitrache, într-o țară normală, după astfel de declarație, ministrul care a făcut-o trebuie să plece. Este inadmisibil că nu-și asumă responsabilitatea și încearcă să găsească vinovați în rândul românilor pentru că nu au respectat regulile impuse de cei din guvern. Cred că toți ne amintim de acea perioadă cumplită în care România a fost guvernată prin ordonanțe militare. Imediat după declararea pandemiei, românii au stat în case, oricât de greu le-ar fi fost. Au plătit amenzi aberante, mult peste veniturile lor. Și-au falimentat afacerile pentru a-și proteja sănătatea. Au acceptat aproape fără crâcnire toate regulile impuse de actualul guvern prin ordonanțe militare, unele declarate neconstituționale de Curtea Constituțională pentru că au încălcat drepturi și libertăți fundamentale, pentru că au fost abuzive. Și acum ne trezim că vine un ministru să dea vina pentru dezastrul care este la această oră în sănătate, să dea vina pe români. Și știți că tot vorbeam de testări. L-ați avut și pe domnul profesor de la UBB. Ne spun cei de la OMS, ne spun absolut toată lumea, ne spune că trebuie testare în masă. Păi noi nu vedem că oamenii aceștia refuză testarea în masă? Este din păcate cam așa pare. Sănătății pentru că a gândit șmecherește în scop electoral. Facem asta spuneți dumneavoastră, puține, domnul Moldovan, cred că vrea să-l apere pe domnul ministru. O să vedem, doamna Cătăniciu, dacă această cerere a dumneavoastră va avea și alte urmări, să-l chemați pe ministru în Parlament, pentru că a spus acest lucru ministrul sănătății, după ce vedem că tot mai multe țări interzic accesul românilor sau îi obligă să stea în carantină. Pentru că regula este simplă. Dacă ai 3 îmbolnăviri la 1000 de locuitori și se face un raport, atunci intri automat pe o lista țărilor galbene sau dacă ai mai mult pe lista țărilor roșii și uite așa ajungem să nu mai avem voie să intrăm. Ba mai mult, ne uităm la Austria. Deci Austria are o rată a îmbolnăvirilor mai mare decât a noastră pentru că ei fac foarte multe testări, dar pe noi nu ne lasă să mai intrăm acolo. Și cei din Cipru ne cer de astăzi și o adeverință și ne cer și să avem acel certificat că nu avem COVID. Deci și ei cer acest lucru. O secundă, pentru că vreau să îi răspund doamnei Cătăniciu. Pe lângă că sunt doar afirmații politice și cred că discursul politic, mai ales în această perioadă de pandemie, cred că ar trebui să-l lăsăm deoparte, asta cu demisia. Unul la mână, doi la mână, doamna Cătăniciu, aș vrea să vă aduc aminte că ați susținut timp de 3 ani guverne care au adus acest sistem de sănătate care îl avem astăzi în momentul în care îl avem, da? În situația știm, în care domnule Moldovan, știm, greu păi moștenire nu, e tot timpul. Dacă cineva trebuie să demisioneze, atunci ar trebui și parlamentarii care au susținut guvernele acestea, care n-au făcut nimic, da? DSP-urile erau în moarte clinică când am venit noi la guvernare și, da? Și, când, și, venit și când a venit și pandemia peste noi. Deci de aia zic, cred că să facem ping-pong acesta între noi politicienii, cred că ar trebui lăsat deoparte și discursul politicianist la fel lăsat deoparte. Eu cred că ar trebui să venim cu chestii constructive și până la urmă această pandemie ne afectează pe toți și pe cei de la
guvernare, și pe cei din opoziție, și cetățean simplu, și dumneavoastră ca prezentator. Așa ar trebui, dar să știți că ar fi trebuit să plece de la acest Orban. Virus, haideți, nu doamna, doar... Doamna Dumitrache, dacă îmi permiteți o scurtă intervenție. Foarte scurt, este domnul senator care a fost ministru în guvernul PSD și care poate să-i dea o replică domnul domnului Bodog, deputat. Mergem și la dânsul. Dar știți care este problema și cât de sunt al domnului Bodog, cei care sunt acum la guvernare? Uitați-vă că vorbim de testare masivă și au refuzat testarea bucureștenilor, testarea gratuită pe care primarul general Gabriela Firea a dorit să o facă. Și asta din calcule politicianiste într-o bătălie absurdă, doamna Dumitrache, oricât pentru oricât primaria ascunde... generală pe care dar au pus-o mai vorba presus de, ascuns, de interesele și de sănătatea bucureștenilor. Mulțumesc, doamna Cătăniciu, mulțumesc pentru informații și pentru aportul noastră de astăzi, domnule Moldovan, până la urmă, oricât ați ascunde, domnul Costache, de aceea a plecat, că era de acord cu doamna Firea să facă acea testare în București. Înainte să mergem mai departe cu discuția, de aceea a plecat și știți și dumneavoastră. De aceea a plecat. Bine, domnule Moldovan, nu. De ce a plecat? Nu. Ba de ce a plecat, domnule Moldovan?